Avem aici un exemplu clar, în jur de 280 de hectare, cetățeni străini, pe aici am înțeles că sunt francezi. Avem în jur de 6 firme, s-au cumpărat pe firme. Campion la terenul cumpărat în Mehedin sunt doi danezi care au pus mâna pe un sfert din suprafața agricolă a comunei Bâcleș. Doar o mică suprafață de teren este dată în arendă, restul e pârloagă. În total sunt 5 societăți care au cumpărat în urmă cu 5-6 ani de zile, 4-5 ani de zile, suprafața totală de 1100 de hectare care este prinsă în evidențele noastre la Direcția de Taxe și Impozite. Italienii care au cumpărat terenul agricole cu 200 de lei hectarul în anii 90 în Vânjuleț și Devesel încearcă să-l vândă acum cu 2500-3000 de lei. Cum nu prea sunt amatori, pământul este tot nelucrat, dar subvențiile se încasează în continuare. La nivelul comunii s-a cumpărat și niște terenuri de către niște firme italiene, 500 de hectare, doar 250 de hectare se cultivă de către aceste firme. Ei îl cumpără pe sume foarte mici. Cetățenii și țăranii, în general, fiind și săraci la țară, vă dați seama, vând la 25-30 de milioane hectarul. Interesul cetățenilor, acestor cetățeni străini, până la urmă, cred eu, că este să-l arendeze la alte persoane care vor să pună, să ia subvenții mai mari, fiind și zonă defavorizată și declarându-l cultivat, există și o sumă mai mare de bani. Oficial există date despre 15 societăți agricole cu capital străin care dețin teren în Mehedinți. Din fericire, unii chiar au venit să facă treabă și ne dau lecții la agricultură. Am pus grâu și porumb pentru că deocamdată nu pot să-mi permit să mă ocup de culturi mai deosebite, mai delicate. Și am făcut o producție la grâu pe anumite locuri de 7 tone la hectar, în altele mai proaste pentru că a fost primul an, anul în care am cultivat mai mică. Acum am văzut că grâul este foarte uniform. Neoficial, numărul străinilor care dețin terenul agricol în Mehedinți este mult mai mare, pentru că terenul a fost cumpărat și prin interpuși. Ar mai fi de spus că străinii au cumpărat cele mai bune suprafețe agricole. Primul corp al blocului materno-infantil din Drobeta Turnu Severin face pași importanți spre finalizare. Când va fi dat în folosință, aflați mai târziu în jurnal.